Bună ziua, dragii noștri! Astăzi la Escu TV avem un invitat special, Lucian Bute, unul dintre cei mai iubiți sportivi de aici, din Quebec și din România. De asemenea, o persoană foarte populară, nu a refuzat niciodată invitațiile de a se prezenta în comunitatea noastră. Iată, Lucian, bine ai venit și mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mersi de invitație. Mulțumesc. Lucian, suntem, iată, în iulie, plină vară aici în Montreal, în Quebec. Vara a sosit în sfârșit, chiar dacă după o perioadă destul de dificilă cu pandemia, cu restricțiile care au fost, ar fi trebuit în acest an să particip la o festivitate extraordinar de importantă pentru tine, pentru cariera ta. Ai fost intronizat în panteonul sportivilor de aici din Quebec. Cum ai primit această veste? Sincer, a fost o bucurie pentru mine când cei de la Panteon de Sport m-au informat undeva prin luna ianuarie, mi-au adus la cunoștință că voi fi intronizat, dar m-au rugat să țin secret această nuvelă, numesc așa, și într-adevăr nu am spus chiar. Vă rog să mă credeți, nici soției mele nu i-am spus. N-a știut absolut nimeni de acest lucru și undeva acum două săptămâni, dacă rețin bine, au anunțat oficial. A fost o festivitate online cu media și cei de la Panteon de Sport au anunțat oficial că voi fi intronizat în Panteon de Sport Quebec. Este una dintre cele mai mari realizări și recunoștințe ca drept dovadă pentru ceea ce am făcut eu în sportul canadian, quebecos. Este o mândrie pentru mine să fiu lângă alți mari sportivi de hockey, Guy Carbonneau, care a câștigat Cupa Stanley de 3 ori, și mulți alții, Marcelo Bou, hockeyist și fost președinte Comitetului Olimpic, și mulți alții foarte. Gilles Villeneuve, de asemenea, da. Foarte sportiv, foarte renumit. Legendarul Maurice Richard, jucătorul de hockey. Au mai fost câțiva alți sportivi care au fost intronizați în același moment cu tine. Acum în ianuarie, cum am zis, Guy Carbonneau de hockey, a mai fost pe Ski Dufond, scapă numele acum. Alex Harvey, mi se pare. Alex Harvey. În orice caz, felicitări, este o recunoaștere pentru tot ce ai adus tu sportului canadian, celui din Quebec, și pentru sportul românesc, evident. O carieră de invidiat, Lucian, multiplu campion mondial, 32 de victorii, 5 înfrângeri, dar până să ajungi la aceste performanțe, a trebuit multă muncă, nu? A trebuit să începi de undeva. Cum a fost începutul tău? Prima medalie câștigată, 98, mi se pare, ca amator? Da, eu am început, practic, boxul în 95. Am ajuns întâmplător într-o sală de box la Pechea, de unde sunt părinții mei. Aveam un profesor de sport la vremea respectivă, Felix Păun, primul meu antrenor, care m-a și descoperit, și acolo, într-o sală de clasă la liceul din Pechea, antrenorul de sport, împreună cu alți băieți care erau un pic mai mari decât mine, au organizat și au făcut o sală de box. Într-o sală de clasă, practic, erau doi saci și un ring 2x2, foarte micuți, într-o sală de clasă, fără dușuri, fără absolut nimic, era în școală. Și așa am început. Am ajuns întâmplător în sala de box. Chiar, sincer să fiu, mie nu-mi plăcea boxul. Nu mă uitam la televizor când vedeam meciuri de box. La vremea respectivă erau foarte rare, într-adevăr, vorbesc anii 90. Nici nu aveam pe nimeni noi în România, dar vedeam legendarele meciuri cu Muhammad Ali, Tyson și așa mai departe.
dar nu mă uitam, nu eram deloc pasionat, îmi plăcea fotbalul foarte mult, chiar jucam într-o ligă. Interesat mai mult de fotbal. Da. Și am ajuns la de box, antrenorul, eram foarte mic, foarte slăbuț, aveam 46 de kilograme și antrenorul m-a văzut în sală și chiar m-a întrebat, chiar vrei să faci box? Zic, da, vreau să fac box. Și așa am început eu acest sport. Eu fiind stângaci, antrenorul, de fapt, ar fi fost datoria lui să mă întrebe, domnule, e stângaci dreptaș, dar nu m-a întrebat la momentul ăla. Eu i-am văzut pe ceilalți colegi din sala de box cum stăteau în gardă și m-am așezat eu la fel ca ei. Și am început pe dreapta. A mers foarte bine la început, pentru că am ieșit vicecampion național la juniori în 95, după doar 3 luni de box. Am devenit vicecampion național și după aia m-au preluat la Centrul Olimpic de la Galați. Domnul Tabrău. Te scriai cu stânga? Am scris când eram la școală, dar da. Eram pe timpul deci comunismului, am fost obligat să am fost ne lovea peste mână. Deci scriam cu stânga, după aia am început să scriu cu dreapta. Și am ajuns la Galați, la Centrul Olimpic de la Galați, domnul Tabrău Octavian, profesorul de sport și antrenorul Centrului Olimpic. Mergeam la masă acolo cu tot grupul, mâncam cu stânga, jucam fotbal, jucam cu piciorul, dătrăgeam cu piciorul stâng. Și într-o zi vine la mine și mă întreabă, măi, copile, tu ești stângaci? Zic, da, domn profesor. Păi și ce cauți pe gardă de dreptaci? Păi zic, așa am văzut și eu la toți ceilalți colegi și nu m-a spus nimeni. Și atunci el mă întreabă, nu vrei să te schimbi, să schimbi garda? Zic, da, ce aveam copii, aveam 15 ani, eram mic. Practic, ce înseamnă asta? Se schimbă totul, ca și tot, cu, absolut. Ca da. Și condusul cu în Anglia cu. Exact, cu volan pe dreapta. Așa. Și am început pe stânga, mă schimbam când pe stânga, când pe dreapta, că eram obișnuit, boxasem un an de zile pe gardă de dreptaci. Dar ușor, ușor am început să mă obișnuiesc, tot mă schimbam pe ambele gărzi și a venit antrenorul la mine și mi-a zis, din momentul ăsta te hotărăști, ori rămâi pe stânga, ori pe dreapta, eu nu accept să te schimbi. Și atunci am hotărât și cred că a fost una dintre cele mai bune decizii și mai inspirate decizii ale mele. Nu știu dacă aș fi ajuns atât de mare, departe, pe gardă de dreptaci sau nu, nu poți să știi niciodată. Dar a fost o schimbare inspirată, binevenită și m-a ajutat foarte mult. După aia am devenit campion național în România toți anii la rând până am venit în coace, vorbim de 96 până în 2003, campionul României. În 98 am participat la campionatul mondial din Buenos Aires în Argentina și am luat medalia de bronz. Imediat în 99 la senior cu Francis Vaștag, antrenor campionatul mondial de seniori la Houston în America. La fel am obținut medalia de bronz. Și prima medalie de aur internațională, nu? În 2001 aici la Ottawa, jocurile francofone. Și imediat în 2003 cei de la Interbox m-au contactat, m-au urmărit, m-au văzut la Ottawa, la jocurile francofone. Și Ștefan Laruș cu Ivon Michel, care la vremea respectivă era directorul Interbox, m-au invitat la un stagiu de pregătire cu Eric Lucas, care era la momentul respectiv campion mondial. De altfel, Ștefan Laruș a fost l-a antrenat și pe Leonard Doroftei. Și a devenit campion mondial Leonardo Doroftei cu Ștefan Laruș în colț, un antrenor foarte renumit, foarte bun de altfel. Și m-au remarcat, m-au chemat ca și stagiu de pregătire pentru Eric Lucas și acolo am făcut toate analizele și imediat am și semnat contract cu Interbox, pentru că m-am descurcat foarte bine în sparing cu un campion mondial și au văzut și Ivon Michel și Ștefan Laruș, a zis, wow, copilul ăsta chiar are potențial. Cum s-a părut odată cu ajungerea aici în Quebec, în Canada, o altă lume foarte departe de România, poate chiar și o altă școală de box, de formare? Cum se păreau
Antrenorii, cum s-au părut antrenorii de aici față de cei din România care au fost obișnuit, mă rog, educația în România poate că era un pic mai... Practic vorbim de acela sport, vorbim de box, dar sincer să fiu, două sporturi complet diferite când vorbim de boxul profesionist cu cel amator. În boxul amator și în momentul de față strategiile sunt altele, sistemul de punctaj este altfel, ritmul este foarte susținut, antrenamentele sunt complet diferite. Practic zicem box, ar trebui să faci același lucru, dar în boxul profesionist, când ajungi să boxezi 6, 8, 10, chiar 12 reprize la meciurile pentru titlul mondial, trebuie să abordezi cu totul altă strategie, altă tehnică, altă tactică, respirația e cu totul altceva. Nu le cunoșteam când am ajuns aici, pentru că eram învățat pe sistemul din România, boxul amator, 3 reprize a 3 minute, era cu totul altceva. Deci în momentul ăla nici nu puteam să-mi imaginez că o să pot rezista 12 reprize. Când am plecat din România, ziceam, mi se părea imposibil, fantastic, exact, să rezist. Pentru că știam ce se întâmplă în 3 reprize și oboseam mult mai repede, pentru că era un ritm foarte susținut în boxul amator. Și oboseam în 3 reprize și ziceam, dacă eu obosesc 3 reprize, cum pot să rezist 12? Dar, schimbând antrenamentul, tehnica de antrenament practic și respirația și toate aceste lucruri, mi-am dat seama că e cu totul alt sport și ușor am început să fac antrenamentele corespunzătoare de aici, altă lume, alți antrenori. Ștefan Laruș, care era un antrenor și este un antrenor de box profesionist în România, aveam antrenori foarte buni, foarte renumiți, dar pe stilul de box amator. Încă o dată, sunt complet diferite. Și m-am adaptat, m-am acomodat, am ajuns aici în 2003, undeva în luna noiembrie, dacă nu mă înșel. Iar în 2004 te-ai instalat în Quebec, iată, oficial, sunt 16 ani deja și ceva, da. Și jumătate aproape. Și a urmat și primul tău titlu de campion mondial în 2007. Da, a fost o muncă asiduă, 4 ani de zile, începând în 2003. Am avut primul meci în decembrie și în 2004, februarie, m-am instalat aici. Exact la 4 ani distanță după ce am venit aici, în 2007, octombrie, 19 octombrie, mi-am câștigat dreptul să boxez pentru titlul mondial, cu centura mondială pe masă. Și atunci clubul Interbox l-au adus pe Alexandru Berio, i-a făcut o ofertă de nerefuzat, un columbian care era actualul, la momentul ăla era campion mondial. Și au venit aici în Montreal, în Quebec, la Centre Bell, am boxat pentru titlul mondial cu centura pe masă. Era visul meu, că așa mi-am propus când am venit în România într-o zi să devin campion mondial. Și exact la 4 ani distanță am boxat în fața 16.000 de spectatori și români și canadieni și am câștigat titlul mondial. A fost una dintre cele mai frumoase victorii ale mele. Este multiplu campion mondial. Poate că dintre toate meciurile câștigate, dintre toate titlurile, toate sunt o reușită extraordinară. Această primă, da, este probabil ca și prima dragoste? Sau? Da, să spunem așa, pentru că îmi doream foarte mult să ajung la momentul ăla, să devin campion mondial. Da, a fost o victorie pentru că a câștigat titlul pentru prima dată și asta va rămâne în memoria mea și în istorie. Dar vreau să vă spun că cea mai frumoasă victorie cu centura pe masă a fost meciul al doilea cu Limbrado Andrade de la Quebec. Pentru că toată lumea știe, în primul meci a fost un pic controversat, că am fost numărat în repriza 12, când mai erau 4 secunde, eram foarte obosit, practic epuizat, și a fost o controversă, toată lumea zicea, domnule, că ar fi trebuit să piardă și așa mai departe. Dar imediat am spus celor de la Interbox, domnule, eu vreau revanșa acestui meci, că vreau să fie clar pentru toată lumea că a fost un simplu accident ce s-a întâmplat în primul meci. Și într-adevăr la Quebec în 2009 a fost revanșa cu Limbrado Andrade
și am demonstrat încă o dată tuturor că într-adevăr a fost o eroare de-a mea strategică în primul meci și l-am făcut knockout în repriza a patra și toată lumea jos pălăria, n-am mai avut niciun comentariu la legat de acest meci. Lucian, în afară de succesul în ring, ai reușit să fii foarte, foarte apreciat, devii unul dintre sportivii cei mai populari aici în Quebec, foarte iubit și de public, și de comentatori, și de presă. De ce crezi că... Sincer, nu ți-ai propus, evident, nu, absolut nu mi-am propus, dar nu știu, cred că sunt mai multe. E ca un, nu știu să numesc, un cocktail, de mai multe, cocktail sau un puzzle care un construiește puzzle. Toată chestia asta. Am ajuns aici în 2003, nu mă cunoștea nimeni, eram un simplu sportiv din România, un boxer tânăr cu perspective, să le numim așa, și atât. Nu vorbeam nici engleză, nu vorbeam nici franceză, la momentul ăla foarte puțină engleză. Atunci ceea ce mai învățasem prin România, pe la turneile internaționale care le-am avut. Ți-ai făcut câțiva prieteni, evident. Bineînțeles că na, am ajuns aici, nu cunoșteam pe nimeni. Era Duroftei, care era în sală deja aici, Diaconu și Cristi Gănescu, care era omul de legătură între români și canadieni, Interboxul. El era cel care consilia și ținea. Și ei au fost primii români care i-am cunoscut aici. Și după aia, bineînțeles, au mai fost și alții care, pe care i-am cunoscut și ne-am împrietenit. Dar a fost greu. Dați seama, nu vorbeam franceză. Cu antrenorul, trebuia cu Stefan Laruș, ne înțelegeam prin semne. Na. Fiind box sau canal orice sport, e un jargon de familiar și înțelegeam ce vrea să-mi spună, dar mi-a fost greu. Ca drept dovadă, după al doilea meci al meu, a venit o jurnalistă, care era femeie, de la Radio Canada, să-mi ia un interviu și mi-a pus microfonul în față și m-a întrebat în franceză. Deci aveam 2 luni de zile când venisem aici și m-am ridicat din umeri și nu știam ce să-i spun și cum să răspund. Și mă uitam, era Ștefan Laruș, era lângă mine și mă uitam la Ștefan și ziceam, zi ceva în mintea mea, răspunde pentru mine. Am fost foarte, foarte jenat de situația în sine, așa. Și imediat după acest episod m-am hotărât să merg la școală, să învăț franceză. Imediat la săptămâna următoare, cum ar veni, m-am dus și m-am înscris la Universitatea de Montreal și 6 luni de zile am mers zi de la școală. Făceam antrenamente dimineața după amiază, seara de la 6 la 10 mergeam la școală, la curs de franceză. Și uite așa, am învățat franceză și asta, apropo de întrebarea care mi-a adresat-o mai devreme, cred că a fost un plus care a ajutat foarte mult, la care chebecoșii m-au adoptat, m-au îndrăgit, m-au iubit. Faptul că vine un imigrant din România și le vorbește limba lor, ca peste tot, toți suntem... Acesta este, da, un prim pas, limba, da. Ai făcut să înveți limba engleză? Mi-ar fi fost mai simplu, că mai știam mai bine, dar mi-am spus, dom'le, dacă aici se vorbește franceză și toți vorbesc, că suntem în zona francofonă, în Quebec, și toată lumea vorbește franceză, eu vreau să învăț limba de aici, vreau să comunic cu ei, cu jurnaliștii, cu suporterii, pe limba lor. Și așa am hotărât să merg la școală. N-a fost ușor, mai ales după o zi de antrenamente dimineața după amiază. Seara eram 4 ore, de la 6 la 10 la școală. Mergeam cu metroul la vremea respectivă, nici nu aveam mașină. Și a fost un plus. După aia, victoriile mele, ușor, ușor, au început să vină una câte una. Și imediat chebecoșii au început să mă cunoască. Am fost introdus în gale destul de sus ca co-main event în galele lui Eric Lucas. Eram al doilea meci după meciul main event și m-au văzut și m-au iubit, m-au apreciat. Și la meciul 9, cu numărul 9, am fost pentru prima dată main eventul galei. Eu am fost capul de afiș, au făcut o gală cu mine. Și sincer să fiu, au fost 2000 de spectatori în sală, în primul meu main event, cap de afiș.
Și atunci, de atunci a început accesiunea mea, ușor, ușor am devenit popular de la meci la meci, unde am ajuns să vând 23.000 de spectatori. Deci Santerbel a fost arhiplin. Și multe alte meciuri care au fost 16.000, 17.000 de spectatori. Evident. E o realizare pentru mine, un sportiv, pentru că nu e un joc, nu e un sport de echipă. Să zici că, domnule, fotbal, n-am nimic, domnule ferește, nu dau pur și simplu un exemplu. Într-o acolo e echipă, sunt 11, exact. Da. Și vin 20-30 de mii de spectatori la un meci de fotbal sau hockey și așa mai departe. Dar aici ești un singur sportiv. Și asta e de apreciat, pentru că lumea chiar m-a adoptat aici în Quebec, m-a iubit, mă iubesc și acum, pentru că simt acest lucru, ies pe stradă și la 3 ani după ce după ultimul meu meci, de fapt, mă apreciază și mă felicită, mă opresc pe stradă. Asta dovedește că totuși am însemnat ceva pentru ei și am realizat ceva în sport. Evident, nu doar rezultatele tale au contribuit la popularitatea ta, pentru că este și o componentă de care poate din modestie te ferești sau eviți să o spui direct, dar am să o spun eu. Cred că popularitatea ta se datorează și atitudinii tale. Categoric. Ești o persoană foarte abordabilă, ești o persoană foarte apropiată de oameni. De asta zic că au fost mai mulți factori care au contribuit și au adus la acest lucru. Pentru că, într-adevăr, asta înseamnă educația de acasă pe care am primit-o de la părinți. Să respecti, să nu vorbești neîntrebat și așa mai departe. Sunt foarte multe dacă stăm să le enumerăm. Dar a contat bunul simț, să stai de vorbă cu toată lumea, să faci o poză cu toată lumea și care te cere. Și ei văd, oamenii văd, suporterii văd acest lucru și au apreciat chestia. De asta sunt mai multe componente care au dus la chestia asta. Evident, toate aceste realizări pe care le-ai avut, n-au venit chiar așa de simplu, n-au picat din cer, multă muncă, mult efort. Au fost și momente dificile în cariera ta de sportiv. E firesc. Care ar fi câteva în orice domeniu. Cele mai dificile momente. Ca în fiecare sport, sunt momente frumoase și mai puțin frumoase. Ai momente când ești în top, ai momente când orice echipă și vorbim în sport de echipă sau individual, asta e cei mai mari boxeri. Dacă ne uităm, Tyson, De La Hoya, toți au avut înfrângeri la un moment dat. Da, ce să spun, un gust amar și un regret l-am pentru că am acceptat să merg în Anglia în 2012 să mă bat cu Carl Froch, când eram campion mondial și aș fi avut tot dreptul să boxez aici acasă în fața fanilor mei, să fost el cel care ar trebui să vină aici pe teritoriul meu. Nu a făcut-o, i-am făcut ofertă să vină, nu a acceptat-o și atunci un orgoliu și o ambiție de-a mea, să o numesc așa, lasă, nu vrei să vii tu aici, lasă că vin eu la tine. Asta, cam asta a fost. În sfârșit, e una dintre cinci înfrângeri, pe lângă 32 cele victorii. Cinci înfrângeri, dar este prima, a fost prima care am suferit-o și a fost și momentul când am pierdut centura de campion mondial după 9 victorii consecutive și a fost dureros pentru că aveam 30-0, eram neînvins, aveam 9 meciuri în care mi-apăram centura și a fost foarte dureros prima înfrângere și modul cum am pierdut-o, pentru că a fost o înfrângere dureroasă, am fost oprit în repriza a 5-a și toată lumea a fost oarecum surprinsă de această... Cum spuneai și tu, există în viața fiecărui sportiv, până la urmă în viața fiecărui om, a fiecărei vedete, indiferent de domeniu și muzică și așa, momente de up și down. Presupun că momentele dificile nu fac decât să ne întărească mai mult, să ne ajute să ne cunoaștem mai mult, să...
Așa este, am suferit acea înfrângere, am mers mai departe, am mai avut două tentative cu centura pe masă, cu James the Gale, și a fost un meci foarte echilibrat, era campion mondial și am boxat la Quebec, am pierdut la puncte, la decizie, puncte. Dar un meci foarte... Foarte mulți specialiști ar fi zis că meritam victoria, dar asta a fost, am pierdut decizie. Și a mai fost un meci cu Badu Jack în America, la Washington, unde a fost un meci nul. Exact. Dacă vă aduceți bine minte, important e ce a fost în ring. Ce a fost după aia e altă istorie. Dar eu am mai încercat să recâștig centura, nu s-a mai întâmplat, am mai făcut câteva meciuri și în 2017, după ultimul meu meci cu Alvarez, pe care l-am și pierdut, am urcat în categorie și am 175 la semigrea, am pierdut acel meci, imediat la o săptămână s-a născut Emma, fetița mea, și mi-am dăruit mai mult timp familiei. După care a venit și al doilea copil. Și a venit și al doilea copil, am reflectat, am avut timp, un an și jumătate, aproape doi, să fiu sigur decizia pe care o iau să fie luată și bine. Și am în 2019 am hotărât să mi-anunț retragerea oficial într-o conferință de presă. Și pentru mine lucrurile sunt clare, că foarte mulți m-au întrebat și mă întreabă și în ziua de să nu revii, nu mai faci un meci, nu vrei să revii iarăși, să nu sunt genul de sportiv. Odată ce am zis un lucru, mă țin de cuvânt. Am 40 de ani, am doi copii sănătoși, mulțumesc. Nu mai am ce să demonstrez. Am boxat 13 meciuri pentru titlul mondial cu centura pe masă și încă un meci sau două n-ar schimba cu nimic la momentul respectiv. Cu toate, mai mult de atât, mi-aș pune în pericol sănătatea mea. Și nu vreau să o fac. Am doi copii sănătoși, o familie și este viață și după sport. Am activități, am evenimente, chiar am stabilit cu echipa mea cu care lucrez, avem proiecte foarte importante, va fi bine și de aici încolo. Chiar dacă nu mai sunt pe ring, nu mai sunt în centrul atenției, dar viața merge înainte, eu sunt foarte, foarte mulțumit și satisfăcut cu ceea ce am realizat și sunt convins că vor veni proiecte foarte importante și de acum încolo. Să dai mai departe din experiența ta, din și sportivă și de viață, tinerilor care doresc eventual să îmbrățișeze o carieră sportivă, box eventual. Tind să cred că viața de antrenor e un pic la fel ca și viața de sportiv. Eu am stat 25 de ani, aproape 25 de ani, cariera mea, numai în cantonamente. Plecat de acasă, plecat de lângă familie, pregătire câte două luni, trei luni în cantonament, vedeam familia foarte rar. Viața de antrenor înseamnă același lucru. Trebuie să fii cu sportivul în cantonament. Exact. Eu mă uit la Ștefan Laruș, ce a făcut toată cariera mea, el a fost lângă mine. La fiecare meci, când trebuia să pregătesc un meci, trei luni de zile, eram în cantonament. Eram în Florida, stăteam mai mult cu el decât cu soția mea. Într-un an de zile, pentru că făceam trei meciuri într-un an de zile, fiecare cantonament că trei luni, deci eu stăteam mai mult cu antrenorii, cu echipa mea. Asta înseamnă și viața de antrenor. Nu sunt pregătit în momentul de față. A venit un moment în viață în și care copii, familia și așa mai departe. Și nu sunt, poate peste un an, doi, trei, cinci, poate o să îmbrățișez și această meserie de antrenor. Dar pentru moment am alte proiecte, am alte idealuri, vreau să stau cu familia, să-mi văd copiii cum cresc. Sunt chiar, chiar foarte liniștit și împăcat. În orice caz, Lucian, faci parte dintre românii care ne-au adus multă, multă cinste și onoare aici în Canada. Evident, au mai existat și alți români, Nadia,
Da, Nadia care Simona Halep, Bianca Andreescu, iată, Leonard Doroftei, alt campion mondial. Sunteți o seamă, să spunem, de ambasadori ai României aici în Canada. Spune-mi, te rog, vorbind despre proiectele tale de viitor, dar revenind înainte de asta la intronizarea în, în panteonul sportivilor din Quebec, te așteptai la acest lucru? Era... Nu, am fost luat pe surprindere. A fost o surpriză pentru mine și o surpriză plăcută, chiar emoționantă când am auzit acest lucru și, și m-au contactat să mă informeze că voi fi introdus și voi fi lângă alți mari sportivi pe care i-am enumerat sau i-am enumerat și tu mai devreme. A fost o surpriză foarte plăcută și atunci mi-am zis, într-adevăr, am făcut ceva pentru, pentru sportul din Quebec, pentru sportul canadian. Un copil emigrant venit din România, să ajungi să faci performanță aici și să fii introdus în panteonul de sport, este o realizare și sunt mândru de acest lucru. În România au fost ecouri de la Federația de Box, din presa din România te-au contactat? Au preluat, pentru că s-a scris foarte mult aici, au dat și pe la televiziune, pe TVA, pe Radio Canada, toate site-urile și au preluat și românii și m-au contactat tot în vederea unui interviu, să-mi spun ceea ce, cum am primit această veste. Da. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat ca și sportiv aici în Canada și așteptăm festivitatea în 2021 și te rog să nu uiți să ne inviți să acoperim acest eveniment și noi. Lucian, pentru tinerii români, canadieni, ai poate niște sfaturi să le dai? Sportul este foarte important, nu? Nu doar boxul. Este foarte, foarte important. Da, uite, împreună cu Carrefour Multisport și de la Carrefour Multisport, care suntem și prieteni, sunt români ca și mine și aveam un proiect foarte, foarte important înaintea pandemiei, deja planificasem de anul trecut pentru această lună, iulie, ar fi trebuit să facem un camp de jur la Carrefour Multisport, undeva, cred că ar fi fost cel puțin 100 de copii. Eu împreună cu alți doi antrenori și a fost de dimineață de la 8 până seara la 5, veneau părinții, lăsau copiii și aveam mai multe activități sportive cu ei în ziua respectivă și între care și box. Eu eram pe linia cu boxul, dar din păcate, datorită acestui virus, acestei pandemii, am fost nevoit să anulăm. A rămas deschisă acest proiect. Probabil pe viitor o să-l reluăm, probabil anul viitor, dacă totul, sau poate în toamnă, dar anul viitor cu siguranță o să reluăm acest proiect. Am mai multe proiecte cu companii care lucrez, ca și imagine, portparol și așa mai departe. Familia, am o investiție în imobiliare, sunt destul de ocupat, să spun așa, nu? Mă ocup foarte bine timpul și mulțumesc Dumnezeu. Sunt sănătos, ăsta e lucrul cel mai important după 25 de ani de carieră, pentru că să nu uităm, totuși este box. Este un sport, și un sport foarte dur, foarte solicită foarte mult efort, dar pe lângă faptul că solicită efort, este un sport în care dai și primești lovituri. Multe. Și multe, mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare. Dar după 23 de ani de activitate, mulțumesc Dumnezeu, sunt sănătos. Am familie, totul merge bine și sunt convins că vor veni și alte proiecte foarte importante și pe viitor.
Lucian, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră, pentru timpul pe care l-ai acordat, pentru că, într-adevăr, ești un om foarte, foarte ocupat și îți dorim mult, mult succes de aici înainte, multă sănătate ție și familiei, să te bucuri cât mai mult posibil de familia ta și de acești doi copii sau un an și ceva și doi trei ani. Trei ani jumate Ema și un an și jumătate Eric. Și așteptăm vești pentru 2021 când va avea loc gala înfiorizării. Vă mulțumesc și eu de încă o dată pentru acest interviu frumos, această inițiativă și să ne vedem sănătoși. Mulțumesc!